Eu sunt Sony A7S Mark II. Sunt apreciat și respectat până și acum, dar m-am născut în 2015. Iar eu sunt Sony A7S Mark III. Sunt fresh, mai puternic, mai modern, mai deștept și am apărut în 2020. Astăzi o să facem o comparație între două camere full frame de la Sony. A7S Mark II și A7S Mark III. Utilizatorii Sony au adus foarte mult feedback în ultimii ani și uh, există multe îmbunătățiri aduse noului model A7S Mark III iar în acest video am să încerc să le amintesc pe cele mai importante. Vă aștept și pe voi însă în comentarii cu alte completări pentru că sunt sigur că vor fi și evident să spuneți care sunt funcțiile voastre preferate de pe noul A7 s Mark III. O să încep cu gripul care a fost îmbunătățit. A7 Mark III, fiind și o cameră puțin mai mare decât A7 Mark II, permite o prindere mult mai bună, iar degetul mic de la mână parcă își găsește locul mai cu ușurință pe noul grip care are o adâncitură mai mare. Pentru mine cel puțin contează mult acest aspect și cred că și pentru voi. Iar butonul de record a fost mutat pe partea de sus la A7S Mark III și acum cred că stă într-o poziție mult mai naturală pentru degete. Pe A7S Mark II stătea pe marginea laterală și dacă stau să analizez puțin, într-adevăr prefer locația lui aici sus cum este la A7S Mark III. Noul joystick de pe A7S Mark III este extrem de binevenit pentru că permite navigarea prin meniu foarte ușor. Schimbarea punctului de focus este mult mai facilă și mult mai rapidă acum. Meniul la rândul său a fost regândit și navigarea lui se face în cascadă utilizatorul având posibilitatea să ajungă mult mai repede la funcțiile pe care vrea să le seteze. O altă mare schimbare pe care o veți regăsi pe noul A7S Mark III este ecranul tactil. Puteți alege acum zona de focus, atingând ecranul și puteți naviga prin meniuri super rapid, alegând diverse funcții și făcând scroll direct cu degetul. Este o îmbunătățire majoră pentru care fanii Sony sunt acum extrem de fericiți pentru că A7S Mark II nu avea această facilitate. LCD-ul nu numai că este tactil, dar este și rabatabil pe orizontală, se și rotește spre diferența de A7S Mark II, unde ecranul se rabatează pe verticală doar la 90 de grade. Deci vlogging-ul este mult mai facil acum pe noul A7S Mark III, pentru că ne putem vedea și ne putem încadra foarte, foarte ușor. Vizorul electronic OLED pe A7S Mark II are 2,35 de milioane de puncte, iar cel de pe A7S Mark III are numai puțin de 9,44 de milioane de puncte cu o rată de refresh de până la 120 de Hz. Iar upgrade-ul acesta este extrem de bine primit, chiar dacă aceste două camere sunt orientate mai mult spre partea video, unde, în majoritatea cazurilor, ne folosim de LCD-ul exterior ca să monitorizăm imaginea. Sunt însă unele cazuri când filmați în soare puternic sau contra soarelui și atunci Folosirea vizorului electronic este extrem de bine justificată atât pe foto cât și pe video. Hai să comparăm puțin bateriile acestor două aparate. Se vede clar faptul că bateria din dreapta, cea de la A7S Mark III, este mai mare decât cea de la A7S Mark II, care permite undeva la 60 de minute de filmare. Însă cea de la A7S Mark III permite acum filmări lungi de 95 de minute. Dar Aici, un lucru foarte important, să nu uităm de temperatura la care folosim aceste baterii. Cu cât este mai cald în mediul în care filmăm să o fotografiem, cu atât bateria se va apropia mai mult de acești timpi promiși. Pe când dacă filmăm iarna, atunci când este mai frig, poate că este mai bine să avem și o baterie de rezervă pe care să o ținem undeva mai aproape de corp. Două sloturi de card pe A7S Mark III față de unul singur la Mark II, un alt upgrade major, aș putea spune. Cred că fiecare dintre noi ar vrea să facă backup în timp real, iar cu A7 Mark III puteți face asta de acum încolo. Camera acceptă atât carduri SDXC cât și CF Express tip A. Trebuie să luați în calcul faptul că veți avea nevoie de carduri foarte rapide ca să puteți beneficia de toate rezoluțiile și cele 120 de cadre pe secundă în 4K la calitate maximă. Stați așa că n-am uitat nici de senzor. Dacă A7 S Mark II are un senzor de 12,1 megapixeli, A7 S Mark III vine cu un senzor de 12,2 megapixeli. Dar nu, nu asta este partea tare, ci faptul că pe senzorul de pe A7 S Mark III pixelii sunt mai mari și colectează mai multă lumină, ceea ce duce evident la o calitate superioară a imaginii. Asta pentru că noul senzor Exmor Simos este iluminat acum din spate și promite numai puțin de 15 stopuri de lumină în s 3 față de 14 stopuri pe A7S Mark II. Sony va obișnui deja cu calitate bună a imaginii la valori ISO foarte mari. Ambele camere urcă până la 102400 în modul normal și până la 409600 în modul extins, iar pe ecran Vedeți o comparație a celor două camere începând de la ISO 6400 până la ISO 409600. Nu știu, tehnologia asta avansează extrem de rapid și sunt foarte curios dacă în 5 sau 10 ani de acum încolo vom putea scăpa definitiv de noi pe filmări sau fotografii atunci când folosim valori foarte ridicate de ISO. Nu știu, voi ce ziceți? Lăsați un, lăsați un coment mai jos. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Sony A7S Mark II este capabil să înregistreze în 8 biți 420 pe cart și 422 pe un recorder extern prin intermediul portului HDMI Mini. A7S Mark III vine cu port HDMI la mărime standard și poate înregistra atât pe 8 biți, dar și pe 10 biți direct în cameră sau într-un recorder extern. Iată deci calitate superioară a imaginii pe noul model, ce permite o colorizare mai bună în postprocesare și oferă, bineînțeles, culori mai exacte, iar bitrate-ul urcă chiar și până la 500 de megabits pe secundă, depinzând de formatul pe care îl alegeți, bineînțeles, acesta fiind și motivul pentru care o să aveți nevoie de carduri foarte rapide. Ca și rezoluții de filmare pe A7S Mark III avem 4K până la 120 de cadre pe secundă și Full HD până la 240 de cadre pe secundă. În timp ce la modelul mai vechi, la A7S Mark II, avem 4K până la 30 de cadre pe secundă și Full HD la 120 de cadre pe secundă, dar acolo se aplică un crop de 2.2X care, din punctul meu de vedere, este destul de mare. Autofocusul este de excepție pe A7 S Mark III, atât pe foto cât și pe video. Eye tracking-ul și object tracking-ul au fost îmbunătățite foarte mult și este Incredibil cât de precis și de rapid răspund în timp real. Pe ecran vedeți o comparație între cele două camere la autofocus. A7S Mark II folosește autofocus cu detecție de contrast cu 169 de puncte, însă noul tip de autofocus hibrid de pe A7S Mark III folosește 425 de puncte de contrast și 759 prin detecție de fază. Când vine vorba de stabilizare de imagine, noul A7S Mark III vine cu stabilizare de 5.5 stopuri, față de 4.5 cât are Mark II-ul, dar Mark III-ul mai are ceva ceva care poartă denumirea de Active Mode. Introduce un mic crop de 1.1x, însă adaugă un plus de stabilizare folosindu-se și de senzorul giroscopic. Cropul este introdus tocmai ca aparatul să aibă o bandă de pixel de jur împrejur prin care să stabilizeze în timp real imaginea. Efectul de rolling shutter cunoscut în rândul videografilor este mai redus acum pe A7S Mark III datorită procesorului de imagine îmbunătățit, practic de 8 ori mai rapid decât pe A7S Mark II. În modul foto, rafala pe A7S Mark III urcă până la 10 cadre pe secundă, dublu față de A7S Mark II care este capabil de doar 5 cadre pe secundă. Și uite, sunt foarte, foarte curios care este și părerea voastră legată de noul model A7S Mark III? Pentru că mie mi se pare o îmbunătățire majoră. Și să nu uităm de faptul că pe A7S Mark II aveam și limitarea de timp de 30 de minute pe înregistrare video, iar acum pe A7S Mark III putem înregistra dintr-o bucată, fără nicio limită de timp. În stânga mai ai clipuri de urmărit. Eu sunt Cristi, mă bucur tare mult că ai rămas cu mine până la final. Respect maxim, dă-mi un follow pe Insta și abonează-te la F64. Ne vedem curând.